Între 25 și 29 octombrie, Vasile Lupașca a participat la Campionatul Mondial de Arte Marțiale VTKA din Italia. De la această competiție s-a întors cu un nou titlu, al 10-lea din cariera sa de sportiv. Vasile Lupașca a câștigat 2 medalii de aur la Campionatele Mondiale de Arte Marțiale și a dedicat succesul său copiilor bolnavi de cancer de la Asociația Pavel. A fost frumos pentru că îmi place foarte mult să ascult imnul pe podium, mai alte discuții. Dar câștigul mare au fost copiii și comportamentul lor. Și copiii antrenați de Vasile Lupașc s-au întors cu premii importante și au reușit să impresioneze și celelalte delegații. Acolo au fost cei mai apreciați copii din competiție și a fost chiar un episod pe care o să ne rămâne mereu așa în memorie. Unul dintre japonezii invitați la competiție îl privea pe Andrei Pane, elevul meu din Târgoviște. Și la un moment dat, fără să știe că eu sunt antrenorul lui, mă bate pe mă și îmi spune: wow, cel mai bun copil din competiție, clar. Alexandra Brad a câștigat aur la categoria ei. La echipa de dublu, Andrei Pană și Emma Stănculescu au câștigat bronz. Sumele strânse în urma evenimentului și în urma donațiilor vor fi direcționate către proiectul Reabilitarea spațiilor Asociației Pavel pentru amenajarea unui spațiu de joacă și a unei cantine mai bune pentru micuții de la Spitalul Fundeni.